Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm în căutare lui fratele meu. Nu vă întrebați de ce m-am costumat așa. Da, sunt pe bobe astăzi, nu niciun stres. Eu vă pup și azi dăm numai episod. Să nu uitați de butonul ăla de like și subscribe dacă sunteți noi și let's go. Deci, a venit șeful, să înțeleg. Da, colegul, salut. Salut, salut. Vezi că, na, eu sunt cel nou. Cum? Eu sunt cel nou. Nu-i dacă îl cunoști pe tătarul Alex, fratele meu. Semănați foarte tare între voi, am auzit și despre tine câte ceva. Da, păi, na. Cam semănăm foarte mult. Numai, na, eu sunt la rebel, știi? Fratele tău, unde este dispărut? Dar nu știu, că nu l-am mai văzut de 2 săptămâni, cred. Acum vreau să-l caut astăzi, am zis că... Na, să mă duc să-l caut. Mergem toți care suntem aici. Păi haideți, să mergem acolo intrare, nu? Așa este frumos, da? Aveți arme, mă gândesc. Sau? Da. Bun, vezi că nu prea sunt așa cu respectul ăsta, adică... Na, băiatul rebel, știi cum e? Se mai schimbă părul. Ai auzit de curcubeu? Da. Eu și curcubeu ce mai suntem așa îmbrăcați. Un pic strâns pe cur, dar nu-i bine niciun bai. Băi, fii atent. Înainte l-am contactat pe unul mai ciudat, un mare căutător de asta, știi? Bine, am uitat cum se zice, cum zice, dar asta e. Băi, ăla albul, tu știi cum i-am zis? Unde e albul celălalt? Nu știu unde e. Mă, Trebuie să să-l caut eu pe mor. jos. În fine, l-am căutat cu ăla și o mai cam tras țeapă, nu l-am găsit după 2 săptămâni. Mi-am luat o mică pauză, m-am schimbat locul tot. Na, ce zic? Dar dracu, că mă fătător cu bani. Cine, fratele tău? Da. Păi are multă să-mi dea. Îl căutăm dacă vrei și îl băgăm la produs să recupereze banii. Ei, nu, lasă că mă ocupe de el. Ia, băieți ăștia doi, păi am căutat asta și... Na, vedem. Bună Bună ziua, ziua, bună tuturor! ziua! Bună ziua! Pe voi trebuie să vă salut așa, nu? Sau? Să trăiți! Să trăiți o trăit altcineva în locul meu, nu cred că... Mă, fii atent, voi face în felul următor. Ce să fac? Uite, îmi caut eu ceva de aici. Mă, dar deschide păr bagajul ăla, mă trag în... Bă, dar un alt pe unde-i, mă? E la toaletă. Am înțeles. Vezi că eu încep cu de-astea. Deci ne putem băga la căutare, nu? Stai că mi-e ruptă bluza la spate. Nu e niciun stres. Atunci haideți. Cum face cu mașinile? Dai și nouă un mix. Am înțeles, dar pe stai că mergem noi pe aici. Eu să mă duc cu voi în mașină, nu? Domnul, magia lui Isus. Care o conduce? Că eu nu o conduc. Nu, bun, atunci hai că mă duc cu... Șeful, ai mașină, dacă... Aveți voi vreo idee pe unde ar fi? Băgați-vă în cealaltă mașină sau veniți cu ce vreți. Eu cred că ar putea să fie la baza mea. Da, cred nu. Să Ce trebuie încercăm să să... caută pe acolo? Tot ce rodă, mai știi și Flori? la asta. Bine, O hai, mergi înainte pornim. sau mergem noi înainte? Mergem noi înainte și în spatele nostru. O luăm pe jos pe aici mai bine? Îl iau pe unde vrei. Pe unde să ajungem mai repede. Vai, Pe drumul. Și ce vreau să zic? Voi de cât am înțeles sunteți cei mai buni, sau? cea mai bună firmă de fază din oraș, gen. Păi, firma de pază, dar nu, sper să fie și în alte cazuri, un exemplu cum e acum. Tot felul de servicii și pe bodyguards, puteți dacă vreți și bodyguards personali. Suntem și Spion. detectivi.
Da, da, da. Mă, vedem. Vă puteți baza pe noi, Max. Da, pe trebuie să schimb aici, nu știu. Avem și câteva surse în poliție, dacă e nevoie să putem pe baza de persoane părute. Da, da, da. Păi probabil pe acolo ar trebui să căutăm. Sper să-l găsim numai. Ți-am zis. Adică n-ai, am zis la șeful meu, nu. Despre de vreo două săptămâni. Acum... informațiile vi le-am dat despre el. Șeful, tu nu mai zici nimic? Mă gândesc pe unde ar putea fi fratele tău. Ce, ți-ai dat cu droguri sau cu... Nu, nu, nu. Mă înțelegeam foarte bine cu el. Toată lumea s-a înțeles. Nu, odată. N-am mai răspuns la telefon. Așa au fost și la mine. De vreo două săptămâni n-am mai dat el. Ne-a rămas fără unele mașini. Ah, ok. Să înțeleg că și pe aici au făcut de asta, nu? Băi, nu pot să înțeles. Tot orașul. Dacă nu vă supărați, avea probleme cu mafioții, cu cămătate, de-astea. Cu fața avea probleme, nu cu... Dar oare aici e baza militară? Da. Să moră. Zici că ajung în rai. Avem noi sexele noastre, trebuie să ne lase să intrăm. Eu corect, stai să mă dau jos să fac pescul. Ia vezi, dacă ne ridică și nouă baliera. Două sigur. Bă, mă scuza, nu știu ce a fost dobre, acolo. Avem aici o intrate. Trebuie să te lasă să intrăm, dar dobre. Da. Hey. Colegul, dai facă chici, colegul, ăla. Mulțumim. Hai, coleg, urcă. Mamă, mare bodyguard ce avem aici. Nu ne jucăm cu oricine. Înțel, colegul, să nu fie. Întrebare păi, în care de clădiri să căutăm? Eu zic în turnul ăla. Trag-ne-l tur. Eu zic să ne împărțim o mașină să caute jumate de zonă și cealaltă mașină jumate. Eu iau turnul. Vreau locurile mai mari. Locurile mai mari, adică da. Colegul prin dreapta, stânga. Stânga. Ia, lasă mai aici la intrare. Uite-și, colegul. Stai să le zic și la celălalt să plece în altă parte. Nu știu de ce mi-e frică că aici avem de urcat mult. Colegii, vedeți că trebuie să ne împărțim jumate-jumate. Ne întrebăm aici în maxim... 2 minute, 3. Colegul, deschide super bagajul, colegul. Haideți că aveți mașini. Eu zice să luăm ceva, că nu știu dacă... Nu știu dacă nu putem găsi ceva mai ciudat. Alo? Să rămână? A, ne lăsăm armele, bine. Să mor, a venit-o meu cu lanterna. Da, da? Să intrăm prin fiecare că e calma, cred că să intrăm. O, să mor. E și întuneric, o să vedeți. Ce pe aici? Bă, ai făcut sport? Doamne, eu zic să stați în spate, să urcă primul pentru că siguranța dumneavoastră. Sunt un mare bel, așa să zic, și dau bine. Da. Vezi, pe aici, am înțeles. Ai cu ușa închisă. Da, doamne, eu am închis și în armata. Am făcut armata, doamne, 2 ani. A fost bunicul meu general, doamne. M-am înțeles. Da. Înseamnă că... Vedeți că ușile astea sunt închise. Nu vă pot spune ce sunt în ele, e ceva pentru armată. Să moare, ce-mi dor genunchii. Deși am făcut sală, dar am făcut. Ați făcut, stop. Hai că te las pe tine în față, te trage unul. Sper că ți-ai pus. Te-am mărțut primul. Așa am zis și eu. Nu mă că așa te-am șlag, doamne. Doamne, ajută. De tactici, doamne. Dacă s-au de vreun foc de acum, doamne, vă dai seama că va veni și armata. Aolă. Cât gen de asta? Ceva în genul, doamne, dacă s-au de... Stai că meu ei... Îți mai încordat un pic astăzi. Da. Cu cămașa ruptă, nu-i problemă. Să stați mai în spate, doamne, că dacă e să dau cu asta, să nu vă vină în cap. Ce să-mi vină în cap? Aici, în cameră. Aici, cei din armată poate să controleze avioanele de luptă, pista de avioane. Avioanele? Păi da, acesta este turnul de control pentru avioane, sau zic așa. Ia stai să vedeți ceva. Uitați-vă pe cap. Adolf, că o să nu trageți, că nu vă dați.
sunt acte la armate, doamne. Toate felul de acte, cu arme, ce trebuie să revină tankul. Am înțeles, stai un pic. Du-te pe aici, pun actele astea, vedeți. Am găsit ceva în calculator. Ați găsit. Ceva informație, uitați-vă. Am găsit două locuri. Cam acolo a fost văzut ultima dată. Hai, domnule, că tu ești, cred că hackerul pe aici. Domnule, eu am un coleg de la dumneavoastră și să urc cam mai sus, zic. Să urcăm mai sus? Ce spate? Să urcăm pe aici, mai vă uitați? Hai, să mă uit mai sus. Să mor, dar unde-s, mă? Ce e aici? What the fuck? E, domnule, aici sunt toate bazele de date. Ia, joacă tu pe Pentium 2, că eu nu știu. Ia, vezi că pe aici sunt niște ceva frumos cutii. Ce scrie pe cutii ăla? Doamne, în camera asta cam se află toate secretele, dacă... Aici ați datele personale, uitați câte servere sunt. Umblați acolo, care știți. Dar mă trăiți un fir din căteșară, că se atâtea. Nu mai au firele, nu. Hai bă, că care știe să umble la calculatoarea asta, că eu nu știu. Am învățat mai mult cu bătaia, nu cu... Eu știi să umblă, da. Poftim? Rămâne cu găuri. Am înțeles. Nu, mă. Da, tot trebuie să umbli la calculator, domnul general sau... Nu, general, ce ești? Nu la fire. Sau nu cu unul. Să da. Mor și uita cafeaua aici. Pute, dracu! Dar unde păi umblă ca să vadă numerele de la calculatoare, de la baza de date, să știm ce bază de date să intre. Am înțeles. Dacă uitați-vă să vedeți că pe fiecare are câte un număr. Dar crezi că știu să citesc sau? Toți doar. După față okay. Nu cred. Băi, ăla. Vezi cum vorbești. Vă scuzați. Dracule că, nu că nu știu, știu, dar câte capre o să aici mă dă în eroare, adică... N-am văzut atâtea cabluri de când mi-am montat electricitatea în casă, adică... Na, poate păi, nici doamne, atunci. Aici e turnul de control, vă dați seama. Na, așa, mai... Bă, aveți un stic? Cred că știu eu cum pot să aflu informații de pe acest calculator. Mi-a bagă. Da, șeful, hai să văd cât de bun ești. Să mor eu. Așa și eu dau vă doi... Prănivar. Și o să iasă informațiile așa, nu așa? Ați copiat ce-ați vrut? Mai trebuie să așteptăm 9 luni. Ați copiat ce-ați vrut, de pe stică. Mă. A copiat informații genetice, dacă mă înțelegi. Nu înțeles. Nu mai zic că voi ați copiat ăla care o cotărat. Da. Bun, trage-te un pic. Să nu o lăsăm urme, trageți-vă amândoi, mă. Mamă, băi. Hai să nu lăsăm urme. La spart dată... Hai. Doamne, dar parcă vrea să facă văgăme, domne. Lasă-l acolo, hai plecăm. Până nu s-a... Mai o cameră mai sus, domne. A, vrei să spargi pe aia sau? Doamne, dar eu zic că la asta facă făcut, domne, că nu se știe cum se activează alarma. Păi, ce vreți, poate nu. Să moară pe unde, mă, nu. La Iisus, în casă. Dar nu știu de ce e privit. Acum este în pauză, domne, este pauză pe de... Bă, e destul de multă pauză. Da. Când de pe vremea lui bunicul meu, când era general, că se gau aici la capulata, că nici n-am făcut pauză. Aici e trul de control, aici ar trebui doi oameni să descurcă. Doi oameni? Bă, nu știu ce e picul chestia asta, mi-e tare... Ce geluri nespălate. O să încercăm poate acum. Poate să aprind focul? Dă-i focul. Ia, vezi că ai două butelii acolo. Hai să nu lăsăm urme. Fugiți. Dă-i. Să moară fanina, mă. Băi, aaa! Dă-i. Cred că o să pupe colegul. Bum. Vezi camerele, nu te duce, nu trece pe lângă mine. Hai că l-am dat jos, ok.
Aole! E cu fum, e fum, e fum aici! Hai, băi, hai! Să mor! Au! Fugiți că e fum! Au piciorul! Aoleu! Colegul, ți-am zis colegul să nu-i luăm masca de gaze, colegul! Ai ce fum, mă! Hai, zi, bă, jos! Alo! Am avut și părâna! Doi! Bă, băieți, asta va fi un episod mai lung, probabil. Deci, na, o să las și chestiile alea cum am setat și cum... Da, nu pot să înțeleg. Dacă știi careva de ce îmi dă control frame-ul ăsta în GTA, să-mi zică, să-mi las în comentarii. Poate mă poate ajuta cineva. Da, în câte scări mai avem? Câteva... Pă... 100. Câteva mii. Să mor, numai etajul 2. Avem un etaj și practic că dau de rău adică casă. Păi dacă așa vrei o casă cât e numai turnul ăsta, cred că m-aș îmbogăți. Hai că am ajuns, hai. Ioi, Dumnezeu. Haideți. A, nu mă pot. Înseamnă că nu l-am găsit, a? Aia clip dacă. Băi, am descălcat pe... Dar colegul meu n-a ieșit, mă duc după să văd ce faci. În spatele meu vine, cred. Sunt presa dacă e bine. Stai sa fac o poza la asta. Colegul, ești bine? Da. Mama, nu mai fac până cum am fain. Fumul ăla m-am intoxicat. Mai ales colegul că am și azi. Nu pot să stau în fum, mama. Hai că voi conduce eu de acum. M-am descărcat pe stick ceva. Ia, pe aici normal ar trebui să fie. Ma. Normal, pe aici ar trebui să fie a doua locație. Haideți, bă, după noi! Eu, ți-a pus centura. Vezi că-s mai nebun. Mamă, domnule, să iau să-mi fac aia găsăl, domnule, că mai pot. Hai, bă, deschide. Hai că fugim un pic. Dacă mai aici mi-a dat a doua locație. Aici aproape. Sper ca acela să nu conducă ca ultimii disperați. Pune dracu cu bărâni jos. Pentru în stânga doble, vedeți că trebuie să fie găm. Da, dar am oprit la fix. Oh. La fix am oprit. Ia pe aici. Ia, e... Ce să caute pe plașa doble? Băi... Aoleu, ce drum! Tu poți stai acolo, nu? Stai un pic să le zici, stai acolo. Băi, plecați voi acolo sus, plecați sus un pic, plecați sus. Auzi, dar șeful dumneavoastră ascunde este, că nu-i cu noi mașina. Nu știu. Stai că... S-a dus la baie și a rămas pe la unitate. Am înțeles. Da. Fii atent, m-am dus aici pentru un scop. Hai să vorbim așa între noi. Când mă costă să eliminează niște oameni? Domnule, nu prea intră în atributile noastre, dar pentru o sumă modică o facem și pe asta. Nu știu, din câte am înțeles, fratele meu a fost doborât de unul din ăștia. Am primit foarte multe informații. Stai că ăștia vine, că vorbim mai târziu. Stai să nu mă dau jos să le zic. Băi, fii atent, mergem în cealaltă locație acum. Vezi că o să fie mai lungă asta. Păi noi venim după tine, că n-avem... Păi haide. Da, domnule, venim după totul dumneavoastră. Haide. Vezi pe unde, pe GPS, nu? Păi, zic să închide geamul și în mașină putem să fac, că n-a cum să ne audă. Geamurile sunt închise. Geamurile sunt închise. Că te-am înțeles să pun din ăștia mă omorât fratele, știi? Mă omorât de la tine de aici? Am intrat acolo, ea mai... Nu știu. Normal trebuie să aflu, dar asta vei afla un pic mai încolo. Am surse sigure. Am angajat pe cineva pasul un detectiv, care omul ce a făcut? O tot descoperit, o tot căutat, o tot făcut tot. Nu, dar nu știu ce face, că e, na. Nu sunt detectivul. Și omul cam timp de 2 săptămâni ce-a făcut? A găsit o amprentă pe undeva.
O să vă arăt odată locația, nu acum. În care acolo a fost un om. Dar dacă ar sta și ăștia mai în spate, ce bine ar fi. Dar că n-au pus un altă, doamne, ca să-mi cheamă, că l-am închis să vadem în 7. Păi na, dar eu știu că dacă n-au pus ceva în BMW-ul ăsta. Știi ce zic? Da, de că nu cred că au pus ceva în BMW, că e al nostru, de la firul, nu, n-au vrea cum. Am înțeles, stai că voi opri aici un pic, ca să... Ca să fac ceva, vreau să beau un pic de apă, știi? A, mi-ați adus aminte, n-aveți o sticlă și pe lângă mine? Îți dau eu, colegul. Ce sticlă că... Păi hai că vii de acolo, în spate. Colegul. De ce ați oprit, mă? Așteptați-mă și pe mine, mă duc să fac niște treburi. Du-te mai încolo, mă. Cate că o sticlă de apă la el din tăgeștia la... Aaa, fieră cățaua. Avei. Ai o sticlă de apă? Nu. Mama. Colegii, n-au făcut nimic. Ba, mă enervează. Domnul. Mă scuzați, dar mă enervează. Ai o sticlă de apă din cătășeală pe la tine. Domnul, am de cărat eu, domnul. Da, că e bun jala, că nu mai pot. Parcă vi se usucă gâtul. Hai să plecăm că mai repede. Poate leșină asta pe aceea. Doamne, frate, așa să bea apă. Nu-i-l dă pe la asta. Gata, ți-a dat rachiu, vezi că trebuie să-mi dai vreo 100 de dolari, domnul. Pe de la de-al scump. Te de aduci pe la tare leșină. Nu te-ai băut? Ai zbă, mă? Mamă. Vezi că un pic am pus torător așa să zic. Au, mamă, l-am dat prea frate. S-a mor eu. Da, prea sacă, doamne, văd. Na. M-a mețit. Eu știu, eu când am gustat-o palură dracului, m-am bătat în două guri. Mamă, ce... Vezi, dacă sper să nu dai la rață pe aici. Mamă, doamne... Domnul din spate, dați-i un flacon cu apă sau un palmă peste cap, că trece. Bravo, doamne. Puteți să oprim de fapt, vă găt eu frumos că m-a luat cu amețeală. Acum oprim, da, la mare, în chestioală oprim. Ne grăbim? Da, acum... Aveți grijă, țineți-vă de ce apucați. Ma, că v-ați strânit, dacă v-ați speriat? Mamă, doamne, deci l-am luat prea tare, doamne. Am luat din prim. Se întâmplă. Mai am și o întrebare. Aveți... Armur la voi, să zic așa. Sunt doar firma, nu le-am luat. Am înțeles. Stai să văd dacă n-am ăștia din spate. Eu știu că am una mașină la ei. Dar dau de mai mici pistolul, nu l-am luat cu noi, că n-am știut. Păi când, dacă sare unul cu pistolul, ce facem? Da, noi avem taser, domnule, avem curent. Da, uite, stăm, ce să facem? Uite, stăm. E, na. Ia pe aici ar fi. Deci, după cum am zis, colegul să ne luăm pistolul. În ultima parte vreau să faceți ceva frumos. Vă dau niște coordonate. Și pe coordonatele alea, stai un pic aici în spate. Dă-mă în spate, bă! Ca să-i casă lui Scati tu? Vai. Aia ascunsă, nu e aia care trebuie. Aici va el cea frumos. Păi, și cât vrea pe ea? Nu uite vânzarea. Colegul, ce porcioale este pe lângă fraxul. Ia, un pic după mine. Știți să notați? Da. Nu, haide. Vă lăsați hainele pe undeva. Mamă, nu știu dacă mi-am luat chiloții de lui. Și ca italienii. Cine trage, mă? Stai un pic, să ne dezbrăcăm. Bun, haide. Să-mi dau atât de și... Haide! Poți să te scăci cu armata, a? Șeful, dușul sau... Șef... Șeful, mă... Haide! Nu, să mor. Mamă, șef... Mă, doamne, m-ați băgat printre pietrele astea. Nu, unde-i șeful tău, mă? Hai, colegi, din nou, pa. Aici. Numai noi am venit aici, sau? Verifică zona, dacă e. Verifică.
Ești bun. Pe aia doi vreau să moră, dar nu acum. Știi ce zic? Bun, cât de repede vreau să moră. Imediat o să dau coordonatele de la al doilea pe a doua parte și atunci o să mergem în zona aia de repede, știi? Cam pe acolo, dar atunci o să trimit pe mine pe undeva. Bun. Băi băieți, cu... Totul e regulă, colegul acolo? Da, da, nu-i nimeni. Cu toate problemele, mă scuzați. Cum asta apa, ne-a dus undeva foarte frumos, e cantat. Nu știu de ce... Îmi cresc FPS-ul, în exemplu? Și îmi face lagul. Dacă vedeți, n-am ce face, sorry. Așa o voi lăsa pe acest episod. Hai să-mi bag pe ce am alunecat. Noi suntem în continuare, fratele meu pierdut. V-am lăsat. Pa, pa.